Eu te-am invitat să vorbim despre cazul Simona Halep. Să vorbim. Spune-mi, te rog, ce se va da întâmpla de aici înainte? Pentru că a avut tot fel de opinii legate de medicament și așa mai departe. O situație complicată. Dar cum stau lucrurile din punct de vedere juridic și cum se va derula în etape procesul ăsta? Că până la urmă va fi un proces, nu? În momentul de față ne aflăm în faza în care Simona Halep își poate pregăti sau își pregătește apărarea pentru a face contestație și pentru o depunere a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Termenul cred că va expira în câteva zile, întrucât ea a primit notificarea în 7 octombrie. După 2 săptămâni a fost anunțată legătură cu sancțiunea, cu suspendarea provizorie. Dar cele 21 de zile curgeau de la 7 octombrie. Deci, în scurt timp, acest teren va fi epuizat. Deci, practic, va depune contestația. De acolo va începe un proces într-o curte, un tribunal arbitral, care va face treaba aceasta și care va judeca această cauză legată de... în care ea va încerca să-și dovedească nevinovăția. Am înțeles. Apropo de durată, din experiență, din experiența cazurilor... Cred că sub 6 luni nu va dura. Deci va dura ceva timp. Da, va dura ceva timp. Este o procedură în care se vor administra probe, se vor administra... Timp în care ea va fi suspendată. Am înțeles. Da. Deci suspendarea în momentul ăsta este pentru o perioadă este de... Este o suspendare provizorie până când se va judeca această contestație. Dacă nu va fi contestație, va veni probabil o sancțiune din partea... Foarte clară, direct. O anumită perioadă și așa mai departe. Dar dacă nu va fi contestație și dacă nu se va schimba nimic și dacă va rămâne într-o zonă a intenției... Eu știu că tu vorbești foarte repede, că te știu de ceva timp, că nici n-apuc să ascult primele cuvinte, că le-am uitat pe următoare. Adică la următoare nu mai stată. Să vorbim mai rar atunci. Da, te rog, că e important ce spui. Deci, dacă nu se va întâmpla de la început, dacă nu se va întâmpla o contestație, cu siguranță în momentul respectiv va veni o sancțiune direct și va însemna că ea își asumă o sancțiune pe bază de intenție, având la bază intenția ei de a se dopa. Nu cred că vom fi în acest scenariu. Acest scenariu este puțin probabil, pentru că la cum am văzut comunicarea pe care a făcut-o Simona până acum, la cum am văzut toate punctele de vedere, se merge pe a își dovedi nevinovăția sau măcar lipsa de intenție. Pentru că în cazul intenției vorbim de o suspendare de 4 ani. În cazul în care... Adică, practic, cariera ei... Nu pot să fac asemenea evaluări, dar sigur, e un sportiv la o vârstă de 31 de ani, 4 ani de pauză și pentru un jurnalist și pentru un avocat înseamnă ceva, e greu să apuce. Pentru un jurnalist nu, la noi s-au împres după 20 de ani, sunt mai bun ca niciodată. Exact. Nu, pentru sportiv, pentru că e vorba în primul rând de forma sportivă, de condiția fizică, e vorba de turnele pe care le ai în picioare, cum se spune, și așa mai departe. Bun, spune-mi, te rog... E cât de important este faptul că sunt 2 probe în cazul Simonei Halep, că s-a vorbit mult încă de la bun început despre asta. Eu simt, în mod normal, se iau un lot de expertizați, el se parte în 2 probe, proba A și proba B, dar este în aceeași mostră. Din aceeași mostră. De-abia momentul când vine proba B, ea doar confirmă ce s-a întâmplat cu proba A. E foarte rar s-a întâmplat ca proba B să fie altceva altfel diferită față de proba. Dar faptul că pleacă în aceeași mostră. Am înțeles. Deci asta ar fi legată de probe. Da. Bun. Ce presupune așa, în principiu, un astfel de proces? Se prezintă părțile? Se va merge la Lausanne, avocații vor prezenta cazul, se vor face atât avocații Simonei, care vor încerca să dovedească nevinovăția sportivei, care vor încerca să dovedească probabil ori că are o scutire de uz terapeutic, ceea ce nu am aflat până acum să existe. Asta ar fi cea mai bună variantă, dar probabil că dacă exista această scutire, ea era deja publică. Păi da, dar în declarațiile făcute până acum nu apare. Nu apare această... E puțin probabil să fie această variantă. Și atunci mai rămâne doar o variantă în care să încerce să explice faptul că ori din neglijență, ori fără intenție, complet, fără să știe, a fost... Care e diferența între neglijență și fără intenție? Neglijența e destul de complicat din punctul meu de vedere de a o demonstra, pentru că înseamnă să spui că ai fost neglijent și ai luat o pastilă pe care n-ar fi trebuit să o iei, dar care în mod normal nu trebuia să se afle acolo. Ea nu este o pastilă între două aspirine. Am avut o aspirină efervescentă și una normală. Cum a fost în cazul Andrei Reducan, o întâmplare absolut aiurea, că a luat un Nurofen și de aici a tot scandalul. Este o pastilă și este o substanță interzisă, este interzisă permanent și este între cele mai rele substanțe care pot fi administrate sau care se pot lua în zona asta și pentru care în zona de
antidoping sunt cele mai grele sancțiuni. Bun, dar eu spun, eu zic ție, Doru, din ce o cunosc pe Simona. Simona Halep, din toată activitatea ei, a fost și numărul 1 mondial, a câștigat turnee de Grand Slam, adică e greu de crezut, mai ales îndârjirea cu care ea se pregătea să folosească o astfel de substanță. Ce crezi că s-a întâmplat? Cum a fost posibil acest lucru? Mai ales că am aflat după destul de repede că substanța asta e una destul de agresivă, destul de puternică. De fapt, medicamentul în sine. Substanța, da, mă rog. Noi, avocații, încercăm să discutăm în general pe bază de probe și să avem ceva foarte sigur. În momentul de față nu e nimic foarte sigur, suntem în zona de supoziții mulți dintre noi. Dar lucruri certe sunt faptul că în ultimul an de zile Simona și-a schimbat complet echipa cu care a colaborat. Niciunul dintre vechii colaboratori pe care a avut nu mai se regăsc în echipă. Nici managerul, nici preparatorul fizic nu mai este nimeni în echipa ei. Totul a fost mutat către Academia Muratoglu și către zona de experiență, de expertiză a acestuia. Ca atare, dacă vom discuta despre colaboratorii ei și vom căuta să vedem de unde ar fi putut să apară această problemă. Nu se duce sportivul la farmacie, la alimentară, să ceară dați-mi și această pastilă, ca să... nu există această variantă. Cineva trebuie să-i o procure sau să-i o aducă acolo. Ori a fost dintr-o greșeală a staffului, dată într-o zonă de medicație pe care o avea, o zonă de recuperare, și se dădea această pastilă pentru a se recupera mai repede. Și a fost o greșeală folosirea ei. Dar ți-am spus, este o problemă și modul în care ea ajunge acolo, pentru că, în general, nu ar trebui să fie în zona sportivilor și în zona în care se află staffurile, ea nu trebuie să fie folosită. De aici va fi foarte greu de dovedit, din punctul meu de vedere, nevinovăția. Sunt absolut convins că Simona e nevinovată. Pare un sportiv care și-a dedicat viața totală acestui sport. Dar să facă asta eforturi. Acum pare, adică va fi, nu știu, pare incredibil. Pare incredibil, este șocul pe care l-am avut toți. Imposibil ar părea să facă lucrurile astea. Doar că noi în România tratăm această situație foarte emoțional, pe undeva este și normal, este unul dintre reperele noastre în sport în ultimii 10 ani. Dar din punct de vedere al cazului juridic, nu este un caz de complicat. Va fi foarte greu să dovedești că nu se știa nimic, nimeni în echipă. Și mai e o discuție de făcut aici. Cred că va trebui să analizeze apărătorii Simonei care este modul în care vor colabora în apărare, în pregătirea apărării cu echipa Muratoglu. Pentru că și echipa Muratoglu nu este o persoană care și-ar putea asuma și care și-va încheia cariera definitiv în domeniul sportului. Acolo este vorba despre o afacere mare, o școală de tenis, o academie la nivel mondial, o imagine foarte mare și puternică acestui antrenor, care ar fi zdruncinată puternic de un scandal dopaj în care ei să fie implicați. Deci cred că la acest moment interesele lor sunt un pic antagonice. Totuși foarte diplomat și vorbește așa despre speța juridică. Poftiți? Noi suntem avocați. Da. Da, nu e nimeni perfect. Nimeni nu e perfect, știm. Nu? Da, ideea e că dacă n-a luat ea, înseamnă că i-a dat cineva din staff. Da? Ori stafful ei era, stafful era format din echipa Muratoglu. Muratoglu. Că mereu îmi vine să-i spun Marta, știi cum se folosește, era o expresie pentru turci. Adică lucrurile pot fi așa sau așa. Că e greu de crezut că a venit cineva, soțul Simonei să vină. Nu te ocupi cu așa ceva și mai ales o substanță de unde. Deci cred că asta e exclus. Și atunci s-a întâmplat fie ca Simona să ia această pastilă, să nu știe despre ea ce și cum, ceea ce e greu de crezut din punctul ăsta. Cum a ajuns? Eu cred că apărătorii ei, în momentul de față, ar trebui să facă principal un plan să vadă ce s-a întâmplat în ultimele zile înainte de perioada în care s-a făcut testul. Da, la US Open a fost depistată. Înainte de US Open și ce s-a întâmplat exact minut cu minut, cine cu cine a dat în contact, să verifice. Altfel nu se va putea ca să dovedești. Bine, e să-și dovada că cineva să-i fi dat accidental sau cum. Cum? Greu, nu, un greu. Răspunderea conform codului antidoping este integrală a sportivului. El este responsabil 100% de ceea ce consumă. Indiferent că este mâncare, că e medicament, că e supliment, toate sunt ale lui. Echipa lucrează pentru el. Ea, în schimb, el controlează această echipă. Bun, dar până la urmă tu zici că echipa, stafful tehnic, cineva de acolo, că există varianta, ar fi putut să-i dea, da? Plauzibil. Plauzibil, da. Dar n-am auzit până acum vreun scandal de felul ăsta legat de echipa lui Muratoglu. Muratoglu. Mă rog. Nu s-a auzit foarte mult de scandaluri. Ultimul scandal
notorietatea a fost Șarapova acum câțiva ani de zile. Da. Adică de ce echipa antrenorului să-i dea un astfel de medicament? Eu tot mă întreb. Pentru a crește performanța sportivului, cel mai probabil. Pentru că își dorește ca să aibă un sportiv care să fie din nou puternic și să poată să performeze. Cred că asta ce ar putea dori în momentul de față un antrenor la nivelul acesta, încălcând reguli care sunt la nivel global recunoscute și respectate. ProSport detonează bomba în cazul Simona Halep. Desfășurarea halucinantă a testelor antidoping. Pe traseul Hotel New York, Arena Flushy Meadows, România, jucătoarea a avut un test negativ, unul pozitiv și din nou un test negativ. Imediat ce a ajuns la New York, după retragerea dinaintea turul 2 cu Veronica Kudermetova, programat la Cincinnati, jucătoarea noastră a fost supusă unui test antidoping chiar în hotelul în care era cazată. Iar rezultatul a fost negativ. Așa cum au fost și celelalte 108 verificări făcute în ultimii 6 ani, apropo de ce vorbeam, dintre acestea 73 în perioada 2018-2021, 21 în timpul turnelor și 52 în afara concursului oficial. Adică Cincinnati este totuși cu o săptămână sau două înainte de primul tur de la US Open. Dacă s-a întâmplat ceva, probabil s-a întâmplat între acest test negativ și cele două pozitive pe care le-a dat la momentul primului tur de la US Open. Roxadustat este un medicament destinat a trata anemia simptomatică asociată cu boala cronică de rinichi. Mostra lui Halep a ieșit pozitivă cu Roxadustat la numai câteva zile după testul negativ făcut la hotelul din New York. Deci după ce participase la Cincinnati, la celălalt turneu. Revenită în România, Simona a mai efectuat un test care a fost negativ. Bine, asta nu spune nimic, că poate între timp eliminase și... E un caz greu, un caz de urmărit, pentru că de el contează foarte tare imaginea Simonei Halep. Modul cum își va încheia cariera și modul cum va rămâne... Da, imaginea ei și modul în care se va întâmpla asta. Dacă mai ai de ceva de spus în apărarea ta, dacă tu crezi că se mai poate întâmpla ceva deosebit, având în vedere experiența în astfel de cazuri. Eu mi-aș dori să întâmple ceva deosebit, dar nu prea există lucruri de care se întâmplă deosebite și, în general, când avem o probă A și o probă B confirmată, în general, este un caz închis. Bine, dar spuneai că cele două probe sunt luate din aceeași... Din aceeași mostră, da. Din aceeași mostră. Avem, este clar că, din punctul de vedere, putem să discutăm doar de o dimensiune a suspendării, nimic altceva. Adică poate să fie suspendare despre ani, care vorbeai 4 ani? Pe intenție. Pe intenție? Sau poate să fie pe o circunstanță în care se stabilește că sportivul nu a avut cunoștințele așa ceva și atunci perioada aceasta se va reduce. La 12, am văzut un comunicat al ANAD-ului din România care estima un 12 luni. E greu să facem estimări de genul acesta. Dar ANAD-ul are o experiență în materie. Oricum procesul va dura... Cel puțin 6 luni de cel zile. Puțin 6 luni de zile. Da. Perioada dar, care va fi dedusă din suspendare. Dar de ce durează atât de mult? Pentru că se administrează probe, pentru că este o procedură, nu este o procedură judecătorească. Păi probe, ci se administrează probe. Sunt cele două probe. Marcări care se audiază, se vine cu tot felul de declarații, sunt tot felul de lucruri care trebuie administrate în apărarea clientului pe care îl ai.